Da? Știu. Da. Ai urci? Pune-ți în buzunar toate alea. Mai ai buzunar? N-am pus, plină. Hai, hai. Păi când ți-am zis, ai zis că merge. Opa! Ia ține. Da, da, exact. A, e o buturugă. Mamă, ce întuneric e. Auto-l, Ionuț. Aha. Câinii. Wow. S-a auzit. S-a auzit la poartă? Nu. Poarta de la cimitir, parcă s-a auzit. Da. Poarta. Știi care am ținut-o noi? Aia s-a auzit. Nu mă prinde. Eu. E ceva? Nu sară cineva pe acolo. Hai! Iar. Dar nu e ușa. E altceva. Salut! Oameni buni, avem și noi paranormal de paranormal cu noi. Vreau și eu tap-tap. Salutare la toată lumea. Un live excepțional. Hai! Distribuiți tap-tap. Tap-tap și distribuiri. Iu. Asta se ducă și el. Asta intră de? Intri pe acolo?
E ăla de sus. Eu închide lumina. Autobuze. Super, hai, am deschis. Tap, tap și distribuir. Haideți, oameni buni, haideți, distribuiți, distribuiți live-ul ăsta. Roșu, parcă. Salutare tuturor. Vrem și noi tap tap și distribuiri. Asta e Beciu. Locul 33. Mai țineți minte? Hai să mergem mai în față. Avem un invitat special cu noi, anormal de paranormal, ca să știți. Bună seara, bună seara tuturor. Haideți tap tap și distribuiți. Tap tap și distribuiți. Iau acolo. Ce? Alt beci. Wow, ce creepy e. Ce e aici? Cameră de? Mulțumim, mulțumim pentru păiangăn. Grijă mare în chat. Moderator. Wow. Coborăm? Ai grijă. Mamă, ce stâlp. Eu, unde te duci? S-a auzit ceva? Era vacă? Ionut? Ce? Stai un pic. Eu am auzit sunet. Andrei, deblochează pe ăla, Messi e slab, e fiul meu. Ionut, hai pe aici.
Messi e slab de blocație. E un beci. Și ai grijă aici. Ars? Ia uite, scările astea. Cred. Mamă, ce... Fii atent. Ușor, ușor. Aici a ars. Aici cred că e aia unde coboram. Da. Aici au fost cări și au închis. Da, nu mai avem semnal. Ei, hai, înapoi. Hai, pui. Degeaba descoperi dacă n-ai semnal. Da. Hop, hop, hop. Ușor. Iar am auzit. Vaca e, nu? Cum? Tate. Ba da, uite-l acolo. Vacă e. Aici aminte. E mare aici. Ai tu spus graj, ceva? Nu, cred. Aha. Mă rog, aici, poate la sala de mese și apoi la bucătărie. Da. Haideți, oameni, un tap-tap și distribuiri, hai! Ai grijă! Ia înainte! Da! Șur! Are, pe e conac. Conacul. Da, pe acolo se servea, uite-l. Cantină. Tap, tap. Oameni buni, ajungem și noi. Ce faceți? Hello? 60 de persoane? Eu hai pe albastru. Perfect. Mai bine. Hai să vedem sus. Primul etaj. Haideți, oameni buni, tap, 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 tap. Tap, tap, distribuir. Hai. Wow. Wow, ce tare! Da. Haideți, oameni buni, suntem și cu un invitat
special, anormal de paranormal, e aici. Facem un live împreună. Ce? Unde te duci? Era un balcon acolo. Asta merg, alea, de acolo, uite-te cum stau. Pe acolo ne-am urcat. Ce e aici? Da, tot o baie. Ceva, nu? Da, baie. Oameni buni, decât 50 de persoane, ce facem? Hello? Ține jos. A? Cât? 50 de persoane. La fel. La fel, 50 de persoane și nu urcă. Haide, intrați pe contul mare, da? Uitați-vă cu toți acolo. Cred că am intrat prea târziu. Zici? Zic. Am încercat noi, da? Ce-i acolo? Da, exact, ăla-i. Ăsta-i balconul. Terasa. Eu, ieși pe acolo. Wow, fii atent ce rotund e ăsta. Ce mare e. Aia unde am fost să tine așa? Da. Da. Wow, aici e? Da. Caz în jos. Direct. Ai intrat? Haideți, oameni buni, haideți, tap, share. Deci eu nu știu ce mă fac cu voi. Mai urcăm și noi? Ce se întâmplă? E cam obositorul albastru ăla. Hai, schimbă. Babe. Pune pe alb. Așa. Asta-i. Doar ochii. Am fost. Nu, dacă nu creștem, n-are rost să mai urc, să fac și ritualul. Deci suntem 48. De ce? Suntem bine de spam? Echipă mare. Și de demons. N-are rost. Trebuie să așteptăm să crească. Că nu văd. Mulțumim, finule. Ia ține un pic să iau suportul un pic. Oameni buni. Facem ceva să creștem? Ce trebuie să facem? Avem și cupăr, știu. Nici nu știu ce să fac.
Ce facem să creștem? Vede 48 de persoane pe bune și la avocat. Avem probleme cu contul. Asta înseamnă. 44. Foarte frumos. Noi nu creștem, mă. Oameni buni, ne ajutați și pe noi? Nici nu știu ce să fac. Mă jur. Promovează. Nu creștem. Nu știu ce e. Data trecută am crescut. 170. Haideți, oameni buni, să creștem. 55. Hai, 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 hai. S-a văzut ceva? Știi cum se vede din parte? Da. Da, mai avem. Sus, la ultimul etaj. Anormal de paranormalii cu noi, vedeți, oameni buni? Haideți! Dar e și cimitirul, vreau să mergi și un cimitir. Da, da. Mergem, mergem. Întâi să vedem ce surprindem sus. Nu știu dacă mă țin. Te ține. M-am urcat eu. Haideți, oameni buni, haideți, haideți să creștem. Băi, mai așteaptă să crește. Sunt bine. Mulțumim, Gheorghiță. Așteptăm, așteptăm să creștem. Haideți, oameni buni. Inshallah, Babilon. Mulțumim, mulțumim. La cât mai multe followers. Haideți, oameni buni, haideți. Haideți să creștem. Ce facem? Mai stăm un pic pe aici și după aia urcăm. Haideți, dați tap, 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 tap. Distribuiri. Da, mă, ar fi bine. O să dăm și noi drumul la aplicație după aia. Mai așteptăm. Da. E mare conacul.
Haideți, oameni buni, haideți! Haideți să creștem! Stinge lumina, stinge lumina ta. Am văzut ceva aici, stinge lumina, să stingă lumina. Ionuț, ia stinge lumina. Stinge lumina. S-a văzut ceva? Poze. Am văzut nevastă-mi aici ceva. Poze. Unde e? La scară? La scară. La scară. Partea de sus a scării, exact. Du-te la ea și... Mulțumim, Ginuță. Nu mai este. Da, ți-a zis să faci poze. Să faci poze, că era aici. O entitate, aici. Ai noștri au făcut, cred. Și de-aia, da. Păi se vede ceva așa, adică dacă nu e lumină? Negru. O umbră. Poate reuși și eu să... Păi de-aia ți-a spus. De-aia l-am văzut. Mituit. Au zis că a apărut ceva aici. Pe scări, pe scări. Au văzut ei, acum. Domnul și Evo. Dar pe lumină nu... Pe lumină nu se vede, da. Păi da, și așa, cum să ne... Hai să punem IMF-ul ăla. Hai, și noi mingiuțele. Nu? Da. Cine? Eu zic să nu facem foarte multă lumină. Că da, nu facem multă lumină, nu apare. Ia ține. Că totuși trebuie să fie un pic, dar nu ca cum să vedem. Puțin. Puțin, mă, perfect. Mulțumesc, Andreea. Bună seara, am discutat cu Tartap și distribuie. A zis că ne-a apărut ceva aici. A văzut doamna Evo. Marco, cred că și Marco fi văzut. Ai observat, Marco? L-a văzut, Marco. Ai văzut? Lanterna. Urmează prima culoare care îți vine. În față, păi da, în față a văzut și doamna. Este vreo entitate alături de noi în această seară? Ia vedeți că e activitate în cadoi. Poți să duci pe roșu să ne arăți că ești aici, să-mi dea un semn? Ai destul de energie? Da, deci avem și pe Demon Hunters aici, da? Demon Hunters.
Avem și noi pe anormal de paranormal e aici cu noi. Știți, da? Haideți, oameni buni. Ia vedeți că nu ce roșu, vedeți? Entitate care încă nu ți-ai dat numele. Dacă mi-ai interacționat cu noi, să mă aprinde o lumânare pentru tine, din care să-ți trage energia. Vrem să interacționezi cu noi. Să ne oferi un semn puternic. Deci vedeți că aici e prezentă? Dacă ești aici, atinge mingiuțele alea. Impresia că se uită ceva de acolo în camera aia la mine. Din dreapta? Da. Pune-n dreapta la ușă. Exact în dreapta, da, bravo, Claudia. Exact aici am simțit. Exact acolo am simțit. Interacționează cu aparatul și demonstrează-ne că ești aici. Jalnic ceea ce facem noi? Sau tu ești un spirit jalnic? Sau eu sunt jalnic? Te simți deranjat de prezența noastră? Te deranjează prezența noastră? Aici, în casa ta? În conacul bântuit? Conacul părăsit de îngeri? Casa diavolului? E mare ce e acolo. Spune persoanele din chat, care și ele au aptitudini spirituale. Și chiar în dreapta, credeți-mă că am simțit și eu. Dacă ești aici, vorbește cu noi. Vorbește cu noi, dacă ești aici. Cât sunteți aici? Scara e prea tare. Te deranjează lumina? Vino și spune-mi, vorbește în aplicație. Confirmă, da sau nu. Vino și spune dacă te deranjează lumina sau nu. Ia vedeți, vedeți ce e aici, interacționează cu aparatul. Și fix aici l-a văzut. Cineva în chat, în dreapta. Înainte să zic. E ceva aici. Face roșu ăla. Și vedeți mai mulți? Haide, du-l pe roșu. Dacă ești aici și ești dispus să vorbești cu noi. Vedeți? Vedeți la dus pe roșu. Ați văzut? Da. Ce-a zis la dus pe roșu? Ne confirm. Mamă, ce puternic e. E o entitate foarte puternică, fraților. E ceva foarte puternic. Ia vedeți, nu slăbește deloc. E bro, zic să ai grijă. E... Cred că e ceva puternic. Tu ce simți?
Tu ce simți? Pentru mine nu. Sunt foarte înțeles, dar aici a fost o femeie Emma. O femeie Emma, pe nume Emma? Dar așa simt, că ar fi ceva puternic, ceva... Da. Vedeți neconținut și doamna Iublu. Sunt mai mulți. Deci vedeți ce-i face la aparatul ăsta niciodată? Și sunt departe de el, da? Niciodată n-am avut așa interacțiune. Ia uitați-vă, să-l țin așa în halul ăsta. Am auzit la un moment dat o voce care spune bună seara, s-au auzit în căști. Te cheamă cumva Emma? A zis da. A zis da. Ați auzit? A zis da. Emma, unde ești acum? Emma, unde ești acum? Pe scări? Sunt. Emma. Emma, ești în stânga sau în dreapta mea? Ia întreabă, vrea să ne facă rău, vrei să ne faci rău? Emma, vrei să ne faci rău? Emma, vrei să ne faci rău? Da. Mă, deci m-a luat așa o... A zis da. Mi s-a cupit la pormine Alcantara. Deci m-a zbârlit tot. Și la uțe. Deci știi cum sunt? Emma, de ce vrei să faci rău? Ia vedeți ce face la aparatul ăla. Deci priviți cât de puternică e, de câte ori l-a dus pe roșu. Ia uitați-vă. Și ce frățul este întâmplat. Este întâmplat, nu e nimic, niciun tun de telecomunicație sau vreo casă sau antenă. Fără net. Este sigur, este. Ce? Că este lângă noi, este lângă. Băi, dar niciodată, dar absolut niciodată, așa activitate. Te doare capul? Deja? De unde a venit mirosul ăsta? Acum. Și lată toți câinii, auziți? S-aude? Fiți atenți că lată toți câinii. E demon, dacă miroase așa, urât, e demon. Băi, fraților, deci avem un mare miros, urât de tot. Și lată toți câinii din comună, de pe stradă. Da, dar bun, nu-i așa, din zi. Dată. Da, e demon. Ce miros acum? Da, nu, n-am miros. Hai să mergem sus atunci. Nu, mai stai, mai stai. Mai stau? Da. Deci priviți cât de puternic e, fraților. N-am lăsat deloc aparatul, am mai pe roșu. Poți să miști una din acele bile? Ca să ne confirm puterea ta, prezența ta? Și asta cred că trebuie mai așa. Unul din ei mie că îi face rău. Cui îi face rău? Vrea să ne facă nouă rău sau lui Ebru? Doamne, Ebru. Ebru. Să uite ceva din strângă de la urmă. Și toți câinii au nebunat. Și toți câinii au început să latre. Vedeți acolo unde sunt lumele alea? Dar abia acolo sunt case. Deci toți au început să latre. Cum a venit mirosul la urât?
să ducă pe roșu și mai în roșu. Ea mi-a spus fără energie. Ema, dacă ești aici, atinge o mingiuță de acolo, din fața mea. Atinge o mingiuță. Dă-ne un semn. Ema, câți ani ai? 10 să ating pe Ebru? Atinge-o pe Ebru. Și că umbla la scară, s-a mișcat umbla la scară. Mamă, știți cum e voastră, fraților? Nu poți să stai. Mamă. Hai că ușor mă poartă pe aici ca să-mi facă, știi, vreo... Exact. Vreo manevră, ceva. Ema, dacă ești aici, atinge-o pe Ebru. Skinwalker sau? Skin, ceva am auzit. Skin. Nu miroase afară, nu miroase urât de tot. Stricăciune așa, cu lume. Fuuu, dar ce urmă miroase. Ia cred că skin în continuare. Deci când am venit aici, am intrat un skin. Mi-a spus să-l ducă părușul, nu mai așa ține. Uitați-vă și voi. Să-l oprească, să-l ducă la verde. Când am aprins doar o singură bâină verde, se aprindea. Este o umbră la scar. Jos sau sus? Aici unde e lumina. Acolo e. Aici? Evită binele. Acolo. De ce inviți binele? De ce inviți interacțiunea cu noi? Mi-a spus fără energie, uitați-vă. Fără energie și relia. Jalnic. Uite ce roșu. Da. Deci ca niciodată, niciodată am avut așa activitate. Da, fix lângă lumină, în stânga. Lângă tine se aude o respirație. La mine? Lângă tine. Mai departe unde ești? Mai departe unde? În această cameră? Unde ești? Vrei să te caut? 66 semn.
atunci când am început noi să simțim chestii. Ia, a plecat. Se oprise. Apoi au zis câini, parcă se mănâncă cineva. Câini, cu ceva. Deci că se mănâncă între ei, da. Așa sunt de... Turbați așa. Da, 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 exact, simt prezența lor, da. Te-am văzut să luați-o lucrurile. Mă gândesc cu ea totul las, mă jur. Mă gândesc, s-a făcut pielea pe mine. Mi s-a zbărit pielea, mie și mi-a vărut la groza. Vai de capul meu. Și mi-a luat într-un mare hal. Foarte agitați, foarte agitați. Nu l-a prea. Am venit aici. Nu știu nimic. Uitați-mă și până la aparat. Deci îmi ține numai roșu. Când am dat drumul, foarte mult timp, a stat pe prima bulină, verde. Când mi-a spus să-i dea drumul pe roșu, numai pe roșu îmi ține. Uitați-mă și mai. Asta așteptăm, Silviu. Așteptăm ceva mai mare. Ceva mai mare. Va veni. De-aia la trăiește, rău de tot aici. Ia, da, simți acum aștura? Simți aștura? Da. De unde? Și mi-a zis cineva, nu să simte și miros de ars, în chat. Interacționează cu unul dintre obiecte. Încearcă să miște. Ia, ați văzut? Ia uitați-vă. Uitați-vă la palat. Da. Bă, dar ce? Ați văzut când i-a început să interacționeze cu unul din obiecte? Da. Ați văzut? Ia uitați. Mamă. De ce vine mai puternic? Mamă, ce activitate e aici, fraților, e ceva... Deci niciodată n-am văzut aparatul ăsta să compune. Dacă ești aici, dă-ne un semn. Și știi că mai devreme ai spus, lasă-l pe verde? Când ai spus tu, drum pe verde. Îl ține numai pe verde. Unde ai plecat? Vino înapoi. Nu, tot el manipulează, tot el. Tot el e aici. Adică ei sunt aici, că sunt mai mulți. Nu este doar unul. Ia, s-au oprit câinii. Fie niște bețișoare. Bețișoare. Pentru tot. Da, e clar. Haideți tot tap-tap și distribuie, tap-tap și distribuie, tap-tap și distribuie. Vai de mine ce e aici, frații mei. Da, da, e clară treaba, da. Normal, noi dăm moda. Toți... Pui și o lumânare? Da. Avem. Las că scutu. Dar vezi că nu mai mirosul ăla? Da. Nu mai. A plecat. Ala mare. Pot? Da, stai.
Ați auzit? Sau ceva din camera asta? Ca o plăscăitură, așa, ca o... Da, să văd pe pește. Cineva auzit mai devreme de la seara. Și eu l-am auzit, da. Nu se vede fulgul în poze așa, dar cum se poate? Aha, aha. Așa. Sunt atrași de lumina asta. Vă iau ochii, verde trebuie. Ați auzit cum a fluiera? Da. Așa. E foarte frig. Mamă, ai grijă. Azi m-a apucat în găzdață. Mamă, ce e? Mamă, ce e? Mamă, am văzut cum s-a văzut. Mamă, am scărât. Mă trage de lunache. Șoșurile mă trage pe găzdan. Am auzit fluierătul de sus. Și ia vede ce... Ce frig s-a lăsat. Foarte frig aici. Deci scot apă, până acum nu scoteam apă. Da. Deci s-a lăsat mare frig. Mamă, cred că... E groasă pe seara asta. Să schimb lumina aia albă după scări. S-o stii? Faci tot verde. Ai verde la ea? Ia stai să vă adem ceva. Are verde? Sau îți pun eu pana? Stai. Asta încearcă să focalizeze. Am așa. Imaginea. Da, ia las-o așa. E din aia, știi, de citești pe dragul nostru. Știi ce focalizeze. Ține aparatul ăla. În bătaie de joc îl ține. Nici pe mine, nici pe Maxim. Era pe scară. Mișcă unul din obiecte. Demonule. Prefer cadouul să-l miști, îți este mai ușor. Du pe roșu cadouul. Am venit aici pentru tine, să interacționăm cu tine. Am zis că iar începutul câine. Aha, aha, vedeți seama ce proșu. Uitați-vă. Joacă cu cadouri. Îți mulțumim pentru interacțiunea care ne oferi în această seară. Ai putea să interacționezi cu doamna Ebru, să încerci să comunici prin ea? Am zis că și la asta dar la fel. Nimic. Să știi că și mie mi-a făcut octavă, așa zic că și la asta la fel a făcut, am și zis. Știi că ți-am zis cam ăla. Da. Și nu mai ai folosit.
mănânc acolo, nu duce. Deci să știți că și mie mi-a făcut așa, mi-a defocalizat de câteva ori. Acolo. Da, la scară, la... Între lumina de la scară și aparat. Dă-ne un semn dacă ești aici. Ești pe scară? Dar vezi că a dispărut și minusul la urât? Da. Nu-i camera fixată acolo. Nu-mi dă voie. Eu-l mișc. Mergem sus. E o fluierătură alea de sus, n-am auzit. S-a auzit de sus? Acolo sus ne-ai aruncat cu ceva, da? Dar nu știu dacă mă țin scările alea, sincer zic. Urcăm. Ești tu mai pe lângă perete. Atunci, e mai bine. Ia mai, mă scot un pic arătului. E ceva? Lasă-mă câte crime să fie. E cineva aici cu noi? Ai zis da? Da, eu. Da, eu, da. Am auzit un da clar. Emma, tu ești? Mă lași? Zici da? Da. Și voce de femeie. Vrei să comunici cu noi? Demon, azi demon. Demon. Eu și-am auzit demon. Emma, poți să-mi spui numele meu? Demon, a zis el. Demon. Nu spuneați demon. E ceva acolo sus. Emma, ești sus? Emma, oh. Poți să ne dai un semn? Nu, da. A zis da. Eu m-am zis nu. A zis prima, alu nu, după aia a zis da. Sunt mai mult? Da. Ce așa mă zic, mami? Da. Da, acum da. Da. Emma, urcăm sus? Ești sus? Acțiune, demonule. Vrei să tragi și tu ceva? Și că zice lumea să nu... A spus că e ceva rău sus.
Că-s acum zi numărul 1. Acolo numai 13 minute. Da, așa am spus cei din chat. S-a și auzit rumorul. Ia la întâlnire. Crește asta. Dacă ne aștept sus... Druid? Druid, adică forul? Da, forul. Ia tu mingele de aici. Păi lasă-l așa aici. Sau, a, vreți să mă uitați pe de sus? Sau nu? Lăsăm aici. Lasă aici și lăsăm... Păi, lăsăm ăsta aici. Păi, lasă telefonul sus. Și asta lăsăm așa aici. Păi da, dar măcar vedea cineva. Ema, aprinde o mingiuță. Ba da, îl lasă ăsta aici. Ce? Nu le-am. Da, lasă ăsta să filmeze. A doua cameră. Ne-am întâlnit. Nu, e prima oară când ne întâlnim. Urmează să ne întâlnim sus. O să auziți legiune. Oricum, e ceva rău, dacă au izbunit toți câinii, e clar. Și așa mirosul ce-am avut. Hai, mergi sus. Mamă, și mi-e frică să ne fără pe scară. Hai, după tine. Hai, să fim amândoi pe scară, să vedem amândoi. Ce? Da, acolo se vede sus tot. Hai eu, urcă. Hai, am făcut și eu. La Doamne ajută. Mi-a făcut testamentul? Hai. Mi-a dat pachet. Mergi pe lateral, așa. Ai grijă. A, nu. Hai, da, ce faci, mă, prinde? Te prinde de geam, nu? Opa! Opa, m-am zis mai mult. Urcă repede! Urcă repede! Hai! Moartea mă duce aici, adevărat? Mi-a dat pachet. Mamă, ce și mă... Mamă, ce m-a luat amețeală. Eu? Unde ești? Unde te-ai dus? Ce cauți aici? E de la sobă. Hai la terasă, sus. Ține jos. Aici este o urcare. Urcăm după aia. Un conac bântuit și părăsit de toate cele. Mă lași cum ne-am înțeamnă. Da? Ai grijă pe unde calci, baby. Ce locuri, că e și fel. Ia vezi aici. Wow! Aici îmi place. Asta e dormitorul. Nu, cred că e dormitor. Nu? Ba, dar cred că acolo e baia. Îmi spune și mie cineva ce e ăla de acolo, din mijlocul ăsta. Ce e acolo? O stinge ăla.
Îl vezi? Da. Ce e ăla? Nu știu. Uite, vezi apa care ziceam eu? Uh-huh. Uite cum se vede. Aici poți să vii... Aici poți să vii... Poți să vii să prinzi pești. Hai să vedem locul secret. Fiți atenți. Deci pe vremea aia aveau pudea de marmură. Nu înțeleg că a fost altceva. Nu, este marmură. Da. A fost marmură. Deci voi vă dați seama. Hai sus. Deci pe locul secret. Hai să vedem. Mamă, ce e frumos de aici. Grijă la cap. Sting. Vei, stinge lumina, că acolo e șmecher. Pe ce mai filmăm? Hai, mergi! Hai, pe lângă nimică. Hai, doamne. Uite, mozaic. Wow, ce tare e terasa asta. Aici să bei cafeaua dimineața. O să dau drumul la aplicație imediat. Ce rost au de asta? Hei, du-te. Ai grijă unde calci. Cristi. Cine e Cristi? Cine este Cristi? Aici nici nu poți să mergi. Punem aplicația. Cine este aici? Cristi, mi-a zis că... Nu știu. Emma? Emma, ești aici? Emma, ești aici? Ioi. Dan. 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 Ești aici? Dan, ești aici? Vrei să vorbești cu noi prin aplicația asta?
foarte frig. Foarte, foarte frig. Foarte frig aici. Este enorm de frig, dar nu știu de ce așa de... Ce să crească aici? N-a văzut. Opa, ce? Genunchea. Cine se îngenuncheze? Deci am intrat, nu mai știu. Da. Sunt foarte demonstrat, foarte demonstrat. Foarte multe camere. Da, și prezența așa, atmosfera e. Și aici sus. Aici sus, dacă nu mai e chiar. Acolo jos. Eu sunt tare curios dacă a filmat ceva camera aia de jos. Ah, ai lăsat camera aia jos, nu? Da, ăla 4K. Am lăsat la filmat. Pentru că nu știm ce se întâmplă acolo acum, știi, când am plecat noi de acolo, da. Dacă se aprind lumină. MF-ul, să încerci aici să-l pui, Ionuț. MF-ul. Cine, rămânem aici? Ai lăsat jos? Da. Ah, ok. Rămânem aici să... Da, un pic să mai stăm aici. O voce de femeie a zis să-mi genunchiat azi la... La mine, în aplicație, că am aplicația deschisă. La mine s-a auzit, frații mei. Acum? A, din aur. Nu, acum am zis. A, nu. Ce? Ce? Că ce? Deci mi-a zis Cristi, nimeni nu înțelege, e ascultă la mine. A, de la voi venea de la țigare? A, nu știam de unde vine. Aici. Deci nu să vă mintie, e nașpa rău de față. E horror rău. Horror rău de tot. Nu o să vă mint pe nimic. Cred că de-abia așteaptă să scape de noi. Spirul ăsta de aici, că o să ne facă vânt. Simte foarte încărcat locul. Vezi că stă lângă tine. O să hai, vă citim ești? După aia. Hai, apare. Unde ești? Vino în spatele meu. Iar am început căile. Iar. Și când stânga mea era ceva.
ștergi câinii. Au venit cu corp câinii. Că se aud aproape. Nu. Mamă, ce întuneric e beznă. Ia vedeți, nu? Ia vedeți ce mi-a spus, nu pleca. Și mă vrea să mă duc pe scări. Du-te, mă. Băi, deci... Mă îndreptam spre scări și mi-a zis nu pleca. Băi, nu pleca. Și vrea să mă duc să cobor jos la etaj. La... Coborăm? Următor etaj, da. Hai. Ce? Poți să mă simți? Da. Da, te putem simți, da. Da. Hai jos, iau. Hai. Femeile tine. Hai du-te. Ușor pe dreapta. Hai. Du-te, bun. Să rămâi acolo. Hai. Stai mult mai bun. De ce vreau să ce bun are? S-a dus? Hai de greu, coboară. Mamă, a panicat acum. Da. Ia uite. Întrebare am. De unde este lumina jos, la parter, în afară, unde a ars casa? Uite-o. Dar la ce să bată? Nu bate de la nimic. Am intrat. Mi-a închis camera. Serios? Ține. Du-te, bă. Vin acum spre tine. Noi așteptăm. Suntem pregătiți. Mi-a terminat bateria. Da, s-a întâmplat pe energie. Vezi că mi-a spus în aplicație, fără energie. Mi-a zis la un moment dat. Știu aia. Da. Iar mă trec cu fiorul ăla. Păi să trebuie să vin acum din nou. Căci că... Dă-l mai mic. Sau mută în cură. Păi e a doua oră. Nu. Așa. Când am urcat sus, toată lumea a spus că au plecat de noi. Și eu la fel am simțit, adică am simțit atmosfera ca fiind mai da, degajată, nu mai mai era. Relaxată, da. Dar acum să pregătesc să vină din nou. Băi, era plin baterie. Două baterii are asta. Da? Și nu mi s-a întâmplat să știi și la telefon și la... Știu. E clipirul de toți fraților. Deci casa asta e... Șmecher. Da. Și fiți atenți, eu vreau să plec și mi-a spus nu pleca. Și apoi poți să mă simți? Cum vine asta? Deci, am văzut că nu-i de bine.
acum cumva simt că mă afectează și la picioare, parcă merg așa în străchi, nu știu. Vezi că câinii ăia nu erau cum trebuie. Nu mai e niciun. Nu mai este? Trei erau. Era decât singurul becuț. Și acum iar nu se apucește. Mai dăm și noi tap-tap, oameni buni. Noapte bună. Haideți tap-tap, tap-tap și distribuie, tap-tap și distribuie, tap-tap și distribuie. Oameni buni, tap-tap. Ați surprins ceva? Tap-tap, oameni buni, haide să creștem măcar 100.000 din 67. Chiar în halul ăsta n-am putut să facem noi. Bebe, ia și tu, betișoarele. Să nu dăm pe aici. Erau 3. Nu! Hai, dă-i, dă-i. Da. Super, Laura. Bine că ai făcut niște poze. Oameni buni, suntem 71 de persoane. Dăm tap-tap și distribuiri măcar. Așteptăm momentul. Ia uite cum face becul. De la MF. Îl vedeți? Deocamdată, Andrei. Acolo nu e nimic. Nu e nimic, merge. Da, stop, stop. Da, stop, stop. E liniște. Da, am auzit și o scârțită pe ușă. Da? Așa de frig. Da, nu știu de ce. E 12 și 10. Acum devine cu interesant. Dă-ne un semn dacă ești aici. Atinge mingiuțele. Fă ceva la MF. Du-te până la roșu. Clipocește doar. Fii atent cum faci. Cum v-am spune că ar vrea și lumânare. Am stins. Da. Ai etichetă? Am. Nu stă în spate de apucat. O, nu mai am voce. Asta s-a apropiat foarte tare și aici
să ridică ceva ca un cap și s-a tras înapoi. Da? Jos, nu? Nu știu dacă a văzut ce-i ghiceat. Da, aici, de lemnul ăsta, a scos capul și după aceea s-a tras înapoi. Ați văzut ceva? Fix în spate la MF. Și mie mi-au spus că e în spate la MF, la aparat. Ce-i ghiceat. Dar vedeți ce mi-a spus acum în aplicație, bucătărie. Acolo e? Așa mi-a spus, dai. Bucătărie. Jos. Da. Aia, dar am zis eu cu gemulețul. Da. Bucătărie. S-o fi dus cineva? Cred că sunt mai mulți. Sunt. Mai mulți și... Rafinează părul. Ați văzut și voi, nu? Când a scos capul și după aia s-a tras înapoi. Aici jos? Aici. De senzație e clipirul de tot. Parcă urmează ceva nașul. Am așa un sentiment. Și eu. Premoniție. Cred că ne așteaptă în bucătărie acolo ceva. Ceva rău. Unul dintre ei. Deci că sunt vreo patru. Aveți grijă. E genul ăsta? Da, ceva genul ăsta. Un pic mai mult. Așa, cam așa. Așa, așa. Da, și s-a tras înapoi, dar era capul, era, cum să zic, ceva gen chel. Adică chel, cu urechile un pic. Așa. Unul lângă doamnă. Este cineva. Unul lângă doamnă. Da? Nu-l simt. Nu-l simt. Are alte de ori. Nu-l simt. Nu, grav. O fi, nu, că nu, nu zic la mișto, chiar de... O fi, dar nu-l simt. Au și ele abilități. Da. Oriunde nu mai simt acum că este sunt prea încărcată, mă dare că am foarte tare. Pe noi și pe tine toată lumea știe că nu facem fake-uri. A, da, de-aia da. Spun că noi nu... De ce? Nu, dar am văzut și din cea că... E bine. Da, dar uite, dacă făceam niște fake-uri pe aici, pe alergamul... Să vezi, aveam 3.000 de oameni pe la aici, adică... Capul când s-a ridicat și s-a lăsat în jos. Da? Da, am văzut și din cea. A, e bine. Dacă au făcut poze... Nu știu dacă au apucat, că a fost foarte repede. Ce ai zis? Amuzant. Aha. Este amuzant ce face am zis noi că noi nu facem fake-uri. Fii atent. Da, 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 da. Unul e lângă a doua ușă. Asta mică de aici, lângă scări. Ia spune la... Eu nu știu la ei, că se ridice. Ia un pic mai așa. Cum? Tu, ia dă-te un pic mai așa. Unde? Mai încolo. Dar nu e umbră. Nu e, păi tocmai asta i-am zis să dea. Păi ești nebun? Ia vino. Și uite, să ridică un pic și vreau să-mi dea umbră neagră. Uite la ceva acolo. Dar la ăsta? Da, 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 da. Aici și vezi, încearcă să-l focalizeze un pic. Aici, pe dunga asta. Da. La scară. Nu? Da, 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 da. Și nu se vede. Nu se vede, păi în mod real. Da, și aici se vede ca un cap. E în spate la MF. Vedeți? Ia uitați-vă. Vedeți aici? Aici. Și uitați-vă, că nu-i nimic. Păi nici nimic. Ce tare. Da. Deci nu se vede nimic, are niciun cap. Vedeți? Amuzant când ai zis că dacă alergați pe acolo. Da, uite, îmi scrie cineva. Da, 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 corect. Că am zis eu că ar fi fost amuzant dacă ne alergam noi pe aici și făceam fake-uri. Corect. Ha, ți-ar fi plăcut și ție? Să alergăm. Demonule, fiți atent ce face la cadoiul ăla. Îl zăpăcea.
muncește, munce de energie. Ia. Am fost un fâșnit aici. Ia foc. Nu e acolo, se stinge. Ți-a făcut mare vreo de monachie.
asta? Păi păpușul cântă ca să alunge spiritul rău, când simte spiritul rău, ca și câinele, câinele de aia. Ce-ai zis, iadul? Diavol. Diavolul? Băi! Diavol. Diavol lângă tine, mânca v-aș vrea voastră, uitați. Marș, mă, mă. Marș, mă. Deci v-am zis că nu presimt ceva bun. Parcă se adună rău. E rău ce cucă niște. Nu mai bad. Tu vine și nu ce e treabă cu câine. Da? Cu câine. Da. Nu este ceva normal acolo, mă duc presim ceva rău. Da, păi și asta spune când cântă cocoșii la ore din astea ciudate, iar mă rog, că simt spirite rele. Și da, e ceva. Iar mă rog, e trei ore cum aia. Presorul ăla. Trece prin noi. Trece prin mine, da. Trece prin noi. Suntem cu anormal de paranormal aici. Auzi? Da. Dar unde? Poze ceva. Se blochează ceva. De ce se auzit și noi? Se uită așa un... Am spus că a trecut ceva prin fața mea. Ioana, mi-a spus Ioana. Ca și cum focalizează. De două ori a făcut. Da, încearcă să focalizeze. Și a trecut ceva prin față. Era ceva în fața telefonului, în fața camerei. Păi, deci jur, am auzit un... Dați tap-tap, oameni buni. Deci am scăzut iar la... Bă, ce se întâmplă, mă? Aici s-a făcut. Venit de pe balcon.
plin. Și plin în casa asta, în colocus. Deci e plin de chestii aici. Începe puțină, dar nu ești puțintă. Dar ați auzit și voi? Ați auzit și voi? Trebuie să auzit clar. Ce cu căștile? Da, pe căștile, pe ei iau căștile, nu mai bine. Dar eu am auzit. Și am văzut aici, lângă mine, în stânga. MF-ul s-a oprit. Cred că ăștia au coborât la bucătărie. Coborăm? Da, vedeți, uite, MF-ul nu mai gata. Pleca, pleca când a făcut... La mare, cred. Când a răstit vuietul ăla, a plecat. Dar tu s-a uci că... Mai e vreo entitate aici acum cu noi? Să ne dea un semn prin MF sau prin mingiuțe. Sau încearcă să stingi lumânarea. Da, un răsuflat. Da, și eu un răsuflat. E o presiune mare. E enorm, e o presiune. Și-am lăsat tot, toate puterea. E o presiune enormă. Vedeți că am fost într-un loc? Da, știu. Am era spălare? Ați văzut? Cu sataniștii? Unde ai fost? La bloc? La clădire. Clădire? Da. Cred că am văzut, am văzut. Și era un câine mort, folosit în ritualuri. Ma. Și lângă pentagramul jos. Da? Și noi am fost în niște locuri, de fapt, în București. Uite-vă... Și acolo au fost sataniști. Vă arăt pozele. Da. Ela. Se legă pe tine. Da, Ela se legă. M-a stricat pe mine. Două cu un aparat. Ela? Da. Păi mă, da. Păi mă, Ebru. Ăla-i. Bă, ce mă trăște. Mă, mă, disperat. Să dacă încă e plin de prezență. Mergem jos, să vedem la bucătărie. Hai, bucătărie, că a zis în bucătărie. Nu sunt gen 4 muzele. Aha. Vreau să spun ceva. Asta o mai am? Stinge-o. Las-o acolo. Hai. Ia-o înainte. Iar bine, mă simți? Amurtăciune. Băi! Ai văzut? Deci să-mi bag piciorul dacă n-a trecut ceva pe aici. Da, am... Cu tu-ți morții tăi că m-ai speriat. Ce e rău? Te jur că a trecut ca o umbră. Băi, și am întors camera exact când ai zis băi. Nu știu dacă au văzut ai noștri. Hai la bucătărie. Să vedem. A văzut și lui? Unde era bucătărie? Nu mai știu. Încolo.
Pune MF-ul. Stăm aici sau mergem în sala noastră? Hai la altă. Ia ține acolo lumina. Ține. Mamă, ce întuneric e aici. Hai, merge. Și asta ce erau, geamurile astea? Ca să intre lumina, ceva, nu știu. Dar uite, vezi, asta e, uite-te la arcada asta. A, e cuptorul. A, da, bravo. Cuptor ceva, da. Păi și cum ajungem acolo? Da. În spate. Da, era un cuptor. Ars, da. Nu e din aia goală. Da, e din spate acolo, e, da. Cum mai va... Ah, și la spaun, frate. Și arpile. Mergem la cuptor? Hai să vedem. Hai. Mai ai grijă cu lanterna. Vezi pe unde calci. Hai pe aici. Opa. Vezi că s-ar putea să vină câine. Da, e o cameră doar. Da. A, e doar în spate o chestie mică. Hai să mergem spre cimitir. A? Ce zici? Ce? Cimitir? Nu stăm aici la tot? Cum vrei, înăuntru. Hai să mai încercăm bucătăria. Hai. Pe aici, bucătărie. MF-ul, să o punem undeva. O cărămidă. Am luat eu, am aici. Că da, a zis da. Am să o pun aici, amici. Da. E bine? Îți convine? Vorbește. Deci a spus da. Da, e ok. Mai pui și la alea? În caz una, două, nu știu. Ia. Unde e cu sunt?
tot ce avem. Dați-ne un semn dacă sunteți aici. Da, e cărămită din aia plină. Da? De aia de terracotă sau nu știu cum spune. Da, la grâne, grâne. Dați-ne un semn dacă sunteți aici. Duceți aparatul pe roșu. Să miști una dintre bile? Atinge-o doar. Mișcă unul dintre obiecte. S-a uscat gura. Ce? Nu? Nu simți nimic? Nu ai prezența aici, simte. Fierbinte. Mișcă nu fierbinte. De ce nu vrei să nu... De ce nu vrei să ne dai un semn? Atunci tu iarăși mă spune. Ești din penele de jos. A, asta. Taunele. A, se ies eu din pene. Păi cred că unde au stat ăștia pe aici, pe lângă ei. Nu cred că a fost făcut ceva aici. Uite. Doar aici, în zona asta. Da. Păi și? Nu? Bă, nu. Trebuie să fie sub burnele astea, nu? Da. Și mai încoace. Sau că a fost jumunit ceva aici. În porumbel ceva. În pene de porumbel. Au murit un porumbel pe aici. Vrei să ne oferi un semn? Te rugăm să ne oferi un semn. Să mișc măcar una din bile. Dacă ai destulă energie. Ce tu zic, puneți acolo să vedeți spectacol. Cum ai că să pun un pene sau ce? Nu înțeleg. O pană. Să pun o pană? Ia-ți. Pune o pană sau ce? Dă aparatul pe roșu. Vrem să vedem cum îl duci pe roșu. Adică ce pe zi, să devină activ. Sunt de energie. Da? Dar aici nu e așa fericul.
Și după aia, diavol. Dar super clar l-a spus. L-a exprimat. Starea mea e ok. Doamna se simte slăbită. Energie. Pentru că am atât să fie am oameni de... Și mă simțeam spus acolo de pot. Mă simțeam un pic. Nu mai e nimic pe aici. Păi mergem pe holul ăla mare? Pe partea? Vă dați seama câți oameni au stat aici, câtă... E o bucată de istorie. Au trăit aici. Noapte bună, filmul. Bucătărie, bucătărie aici. Pe lângă ceea ce căutăm noi. Sala de mese era aici. Sala de mese, da. Sau... Nu, mă, aici se făcea. Făcea pomenici. Uită-te după, după lavabila care e pe, vezi? Da. Înăuntru, în partea asta, era faianța albă. Aha. Deci, faianța se împace. A zis pomană și a zis să odihnească se împace. Băi, băi, ce tare! Ia, mingiuțile, am zis că se făceau pomenici. Da, ați auzit, fraților? Vorbeam de pomeni și mi-a spus în aplicație odihnească se împace. Doamne! Băi! Mai are nevastă. Ce tare. Ce-o pun. Da, păi, așa de mari nu am, faci. Hai, vezi pe unde călăși. Ce tare, odihnească se-mi face. Hai. Nu, iau pe afară, iau pe afară. Ha? Aici trebuie să mai fie ceva. Dacă nu... Dar unde era mai apropiat asta? Da. Am fost. Ah, nu a fost el. Din afară. Scârțir.
ce e acolo în mijloc? Nu mai e nicio activitate aici. Nu știu că și eu simt lejer așa în soare. Hai să vedem în cimitir. Ori au plecat, ori... Bei, vino cu mine. Ce? Da. Ca o piatră? Sau o sticlă? E lejer. Hai. Da. Da, pe altceva nu avem. Eu? Haide, uite-te pe aici. Stai. Unde? Ha? Am văzut și eu ceva, dar s-a stins imediat, nu? Stinge mai puțin ăla. Dă-l pe mai mic. Ce? Am văzut. Mă gândesc că e cuiva aici. Dacă e legat. Eu? Puiu. Pune-ți ăla în buzunar și... Când ți-am zis, stăm cu... Pus cu geaca. Finanți, dar eu sunt mică. Haide, haide. Te ridic eu. Vezi pe ce calci. Haide, pune piciorul. Haide, haide. Stai, stai că n-am făcut ce să mă agăț. Bebe, de asta. Stai, haide, stai. Haide, hai. Așa. Ia, ține asta. Hai și tu. Haide, haide. Hai, mă, dă-mă! Haide! Hai! Hai, ia, mai, ce-te gata! Ia! Escaladăm noaptea! Ha? Da, pe verde! Am și ceva aici, în față. Știi că atunci când dai foc la o flamă, ceva, și se vede așa cum se mișcă. Da. E ceva de genul ăsta. Așa pe aer, știi cum distorsionează pământul. Se poate întâmpla. O luăm pe aici? Da, așa o să zic. Au. Asta e toacă. Da. Pentru nunț.
continuăm, nu? Ambele. Vreau și eu să văd tap-tapuri, oameni buni. Tap-tapuri avem? Hai! E cam mic cimitirul ăsta. Vei, stai așa. Uite-te încolo, micșorează lanterna. Mai în spate. Încoace înspre mine, așa, acolo. Pe acolo era ceva. În spate de tot. Are ceva contul nostru. Contul ăsta al nostru are ceva. Deci nu pot să cred așa ceva. Și mie 46. Are. Mai facem un cont secundar. A? Da. Carla, gata, merge acum. Nu știu cine ți-a dat mut. Ia încearcă mut. Carla, încearcă să scrii, gata, merge. Ți-am scos-o eu. Da, nu știu ce a avut, Carla. A avut la mut. Serios? Ori. Nu am fost atent, Carla, mă uitam în altă. Ce? Vreau să vă crească live-ul? Ne apucăm de șuste pe aici. Te pitești după... Crede. Exact. Și zice, uite, fantoma, nu? Știi? 50. Mulțumesc, Andrei. De cum? Bine, m-a secat. Te-a secat rău? Mai are. Imediat că eu mă urcă live-ul. Păi, trebuie să alergăm. Un cearșaf, ceva? N-am luat. Hai pe aici. Unde e? Chiar aici. Unde ești chiar aici? Cum te cheamă? Dar a fost tare cu pomana. Ne-a văzut. Da, ce se deci aia a fost super tare, pomana. Nu pot pleca, mi-a spus. Opa. Știu că nu pot pleca aici. Blocat. Cine te-a blocat? Îl deblocăm acum. Îl deblocăm imediat. Care e moderator? Zi. Sunt chiar aici. Nu pot pleca. Stinge-vă, lanternă. Am vine minus de tămâie. Da. Stinge-vă. E Babe, s-a auzit? Da. Un ciocănit de tinichea.
Aici. Sau la geam. Iubi, cine e? Dă-te la o parte de acolo. Ha? Câinii? Mm-hmm. Ok, și nu atacă pe cineva? Câinii? El s-a dus pe aici. De nașpa se vede casa asta. Deci, conacul. Și, cum avea și conac? Avea și biserica lui? Avea și cimitir? Ma. Creepy. Șaptezeci. Hai, haide să urcăm tap-tap, oameni buni. Știu, doamna Adriana, și pe nevastă mea. O doare capul. Uite aici, o uite, jumate se vede luminat și jumate nu. Ce tare!